Fecioară și ascendent fecioară. Să zicem că sunteți mai norocoși săptămâna aceasta, intră Venus, planeta iubirii, și Mercur, guvernatorul vostru, intră în sectorul iubirii, afectivității, creativității, bucuriei, poftei de viață, fericirii. Și ce se întâmplă? Vă ajută, pe de o parte, să vă îmbunătățiți viața sentimentală, indiferent care este statutul vostru acum. De exemplu, dacă sunteți singuri, vă deschide către flirt, cucerire, către... Sunteți mai deschiși și să aveți o nouă relație, da? Adică ieșiți, îndrăzniți. Dacă aveți o relație aflată la început, vă ajută foarte mult energia asta a Capricornului să o consolidați. Să căutați motive pentru care persoana respectivă merită mai mult decât, nu știu, să zicem, o simplă aventură. Dacă sunteți părinți, relațiile cu copiii se apropie, discutați ușor cu aceștia, vă exprimați ușor și voi și copiii, vă exprimați și sentimentele față de persoana iubită, nu e stilul vostru, da? Știm că fecioarele sunt mai rezervate, adică o fecioară mai degrabă îți face o clătită decât să-ți spună te iubesc. Dar acum cu Venus, Mercur acolo, sunteți cumva și mai expresivi cu sentimentele voastre. Aveți chef, v-am spus, să vă distrați, să ieșiți din casă, să vă dedicați hobby-urilor voastre, așa să, practic, să vă bucurați de viață, pe de o parte. Pe de altă parte, este o perioadă foarte creativă pentru voi, cu Venus în casa a cincea, este o perioadă foarte creativă. Puteți să duceți talentele voastre la un alt nivel, să aveți succes cu un proiect în care sunteți implicat, un proiect, nu știu, artistic, mai ales artistic, dacă vorbim de zona aceasta. Idei, multe idei, vă trec prin minte, idei frumoase, idei creative, să le și puteți pune în practică, adică nu doar nu visați, nu e vorba de visare aici, este vorba de idei îndrăznețe, curajoase, frumoase, creative, pe care voi le puteți pune în practică. Acum, pe de altă parte, avem o lună plină, o lună plină care la voi se petrece în sectorul carierei, dacă știți că acolo este Martele ăsta retrograd care v-a tot dat bătăi de cap în ultima perioadă. Sau, mă rog, v-a mai pus el niște piedici pe aici și pe acolo, nu v-a lăsat să ieșiți în față așa cum v-ați fi dorit. Ei, acest Marte, această lună plină de acum din sectorul carierei vă poate ajuta să vă afirmați, să ieșiți în față, să vi se recunoască meritele, să încheiați un proiect cu magna cum laude, să te apreciați de ceilalți, de superiori. Pentru mulți nativi poate fi vorba doar de frustrări profesionale care vor conduce la, vor avea curajul interior să iau o decizie profesională, să zică, chiar dacă nu o puneți în practică acum, să ziceți, nu, domnule, eu trebuie să-mi schimb locul ăsta de muncă, eu am alte aspirații, eu visez la altceva, eu aia vreau, ăsta e obiectivul meu și către el vreau să mă îndrept. Deci aveți, bine, vedeți că este și puțin conflictuală, da, deci ar putea să aducă niște discuții în contradictoriu cu superiorii, dar aș zice că rezultatele conduc către niște rezolvări, adică nu doar vă certați. Să zic eu, sper eu, adică vreau eu să am viziunea asta, dar vedeți că un conflict acum cu superiorii poate duce la, nu știu, ruperea unui contract de muncă, nu. Mai e ceva. Luna este în zona de carieră, ok, dar în zona aspirațiilor voastre cele mai înalte, în zona imaginii, cum vă văd ceilalți, oameni din exterior pe care nu-i cunoașteți. Iar soarele este în zona de familie. Ce înseamnă? Că arată un dezechilibru, adică este foarte greu acum, săptămâna aceasta, să le împăcați pe amândouă, adică să fiți și pe primul loc la locul de muncă, să vă faceți responsabilitățile cum trebuie și să câștigați aprecieri, dar este foarte greu și să vă ocupați de casă și de familie, adică undeva trebuie să găsiți un echilibru. Dacă este un moment de avansare, de progres profesional, explicați familiei, celor dragi, despre ce e vorba, ca să vă susțină. Pentru că altfel, dacă vă lăsați acaparați de responsabilitățile profesionale, cei dragi vin cu reproșuri. Și să pot apărea conflicte în familie. Cam asta ar fi în mare la fecioară. Aș vrea să cred că toată creativitatea asta pe care o aduce Venus și Mercur, guvernatorul vostru,
în tranzit prin Capricorn, creativitatea asta practică vă ajută și din punct de vedere profesional să avansați, să ieșiți în față, să vă remarcați, să ajungeți, să vă atingeți un obiectiv pe care la care visați de ceva vreme.